Bună, eu sunt Liza de la Liza Comentează, iar astăzi vreau să vorbim despre seria Autor sub lupă, o serie care mi este extrem de dragă și pe care am început-o undeva prin luna februarie. Seria s-a aflat într-o oarecare pauză de-a lungul primăverii, dar astăzi vreau să o reiau, să începem un nou episod și pot să vă asigur că și cel de după vine foarte curând, deoarece deja l-am stabilit împreună cu o prietenă, în urma unei colaborări pe care ne dorim să o facem împreună. Trecând peste aceste detalii din culise, vreau să vă spun că astăzi vorbim despre o autoare care mi-e foarte dragă. Am citit 4 cărți de la ea, în condițiile în care dețin 6 și sunt foarte entuziasmată să le continui. Mie lipsindu totuși unul din volumele intermediare. Vreau să vă spun, înainte de a începe, că această autoare scrie în principal ficțiune istorică și că aceste cărți au la bază, în mare parte, Anglia din secolul 15, oricând mai departe în timp. Ei, cu alte cuvinte, astăzi vreau să vorbesc despre Filipa Gregori. Paranteză. Cărțile Filipei, despre care voi vorbi eu, pe care le-am citit, se bazează pe războiul celor două roze, război care a avut loc în Anglia în secolul 15, în mare parte, fiind vorba de războiul dintre casa de Lancaster și casa de York, ambele dorindu-și să ocupe tronul Angliei, ambele cu la fel de multe drepturi în a-l ocupa. Filipa Gregori în limba română este publicată la editura Polyrom, atât în varianta clasică, cât și în cea top 10. În momentul de față, este destul de greu să completezi toată munca Filipei într-o singură variantă, motiv pentru care eu am cărțile în ambele formate. Nu peste acest fapt, unul din motivele pentru care eu o recomand foarte mult pe Filipa este că dă viața acestor personaje istorice într-un mod nemaipomenit. Ajungi să ai favoriți, ajungi să-ți dorești să câștigi o anumită persoană, ajungi să ții acolo, deși aceste evenimente au avut deja loc, morții și câștigătorii de oricum sunt de mult în pământ cu toții. Știrea ce s-a ajuns în anul 2021, dar în continuare ții acolo pumnii unor personaje care s-au luptat acum 100 de ani. Mai mult decât atât, un lucru fascinant mi s-a părut că, în funcție de care volum îl citești, de ce carte ales să începi, ții cu personajele din carte, în condițiile în care se întâmplă că în volumul 2 să fie o tânără cu care tu ții ca să devină regină, în volumul 3 să te uiți la această tânără care este amărâtă și care pare atât de perfectă să fie regină, ți-o dorești prea pe tron în condițiile când tipa din volumul 2 e pe tron, s-a ajuns unde ți-ai dorit tu, dar acum vrei pe asta pe tron pentru că îți place perspectiva ei. Ai atât de bine și atât de mult poți să intri în pielea personajelor prin cărțile Filipei. Un al doilea motiv pentru care le recomand este faptul că mie mi se pare mult mai ușor să înțelegem istoria din cărțile de ficțiune istorică în momentul în care ele sunt foarte bine datate. Însemnând că evenimentele care au loc în cărțile Filipei au avut loc și în realitate. Războaiele, trădările, cine cu cine s-a căsătorit, ce alianțe politice au avut loc, toate acestea s-au întâmplat și în realitate în istoria noastră. Trecând peste aceste amănunte, eu zic să începem. O să vă prezint cărțile în ordinea pe care eu le-am citit, urmând ca la final să vi le arăt și pe cele două pe care încă nu le-am citit. Prima carte autoarei Filipa Gregori pe care eu am citit-o este Regina Albă, care are de bază povestea lui Elizabeth Woodville. Se începe cu primăvara anului 1464 și o are în centrul său pe această tânără, Elizabeth Woodville, care are 2 copii într-o căsătorie precedentă. Ei, această tânără îl așteaptă la drum pe viitorul rege pentru a vorbi de o problemă legată de moștenirea pământurilor. Mult mai îndepărtare ca timp, descoperim că această tânără a ajuns să fie regina Angliei și căsătoria sa cu regele fiind una dintre cele mai controversate ale secolului. Pe lângă faptul că ea deja a fost căsătorită, pe lângă faptul că căsătoria lor a avut loc în secret, singurul martor fiind mama tinerei, mai avem la bază și faptul că femeile din familia Woodville sunt considerate a fi vrăjitoare, urmașe ale Melusienei, o sirenă care a ajuns să domnească pe tron la un moment dat și care și-a păcălit soțul, o crede o femeie normală. Aceste femei, având această vrăjitorie în sânge, sunt capabile de farmece de iubire, sunt capabile să îi șoptească răului, să vorbească cu el și să cheme furtuni. Tocmai acest lucru face un personaj extrem de interesant, din orice punct de vedere vreți voi. Este o tânără dintr-o familie, practic, care nu are vreun titlu numai pomenit, care ajunge să stăpânească Anglia, care se implică extrem de mult și, datorită acestei implicări, îi face pe mulți oameni a fi geloși,
în sensul în care își aduce familia și o poziționează pe membrii aceștia în cele mai înalte funcții ale Angliei sau își căsătorește frații, rudele, în poziții cheie în alte țări sau în alte familii bogate, astfel încât influența neamului Woodville să fie din ce în ce mai mare. Adăugați aceste influențe și faptul că este considerată vrăjitoare și o să vedeți că o grămadă de oameni, în special între cei aflați la putere, nu vor să o vadă pe tron. Altă carte pe care am citit-o următoarea a fost Regina Roșie, care o are în centru pe Margaret Dufour, o tânără din Franța care a fost promisă în căsătorie la vârsta de 9 ani. Această tânără și ambiția sa de a ajunge să semneze pe hârtii, pe scrisori, Margaret Eyre, adică Margaret Regina, a dus la întemeierea dinastiei Tudor, prin modul în care a gândit căsătoria sa, prin modul în care și-a ales aliații, prin modul în care, nu prima ei căsătorie, pentru că atunci avea 9 ani, se înțelege acest lucru de la sine, sper, prin modul în care și-a convins fiul că el trebuie să fie regele Angliei și prin modul în care a dus acest lucru aproape la sau, de ce nu, la înfăptuire. Să vă prezint cartea pe care am citit-o a treia, dar care se pare ar fi prima carte a seriei, însemnând că această carte o are la bază, de fapt o are ca personaj principal, pe mama lui Elizabeth Woodville, Jacquette, care a fost mare doamnă a casei de Lancaster, însemnând că a slujit-o pe regina casei de Lancaster, fiind prima persoană la care a stat pe la atunci când avea probleme, în condițiile în care, mult mai târziu, ajunge ca fiica sa să fie regină, dar din partea casei de York. Practic, în momentul când fiica sa și-a ales cu cine să căsătorească, a ales ce vrea să facă, această femeie a întors spatele la tot ceea ce cunoștea și a plecat la război de partea fiicei sale. În tot acest război al celor două roze, există un anumit duce care a fost numit Furătorul de Regi. De ce? Pentru că majoritatea cazurilor, când avea loc o răscoală, o modificare a casei de la putere, o schimbare pe tron, acest om se afla în tabăra câștigătoare. Iar pentru a fi în acest loc de fiecare dată, a fost dispus să facă sacrificii enorme. Inclusiv să-și folosească cele două fete pentru a ajunge cât mai aproape de tron neamul său. Această carte, Fica Minunței Cenușii, este povestea lui Anne Neville, care a fost folosită de tatăl său în tot felul de alianțe politice, a fost la un moment dat inclusiv doamnă pentru sora sa, ajungând în final să ia coroana pentru ea. Toate aceste intrigi, încă de la o vârstă atât fragedă, o fac pe Anne să fie foarte slabă, nu neapărat din punct de vedere al curajului, cât din punct de vedere al sănătății. Această presiune constantă de a fi sau a nu fi aproape de tron, de a fi sau nu fi în locul și locul în care trebuie, de a nu ști dacă vei fi asasinată, o duc pe aceasta la o margine foarte fragilă, în momentul în care crede de fiecare dată că urmează ca cineva să îi ia locul, să o amenințe, nu mai are încredere în nimeni. Ceea ce vreau să citesc mai departe este Blestemul Regelui, în condițiile în care mie îmi lipsește o carte, îmi lipsește Prințesa Albă, care se referă la fiica Elizabetei Woodville. Deci în această serie avem bunică, mamă și fiică la un moment dat, fiecare cu o carte a sa. Ei, Blestemul Regelui se referă la tânăra moștenitoare a Plantageneților, Margaret Pole, și la Henric al VII-lea al Angliei. Pe lângă această carte, mai am aici Surorile Boleyn, o carte care a apărut înainte acestora, dar care are legătură cu Henric al VIII-lea. Mi se pare că aceasta este cartea care a fost ecranizată în serial de care vă spuneam. Nu am citit nimic despre ele, înseamnă n-am căutat cine sunt personajele, n-am căutat nimica ca să văd dacă au trăit sau au murit, pentru că practic dacă fac asta, aflu de snodământul cărților. Acestea ar fi spuse, sper că v-am trezit o curiozitate sau sper că v-am făcut să vă dați seama că merită să citiți ceva ficțiune istorică pentru a mai înțelege o leacă de istorie sau pur și simplu pentru plăcerea voastră, vă puteți imagina că aceste fapte n-au avut loc și că e ficțiune pură și că pur și simplu este o carte despre bătălii și despre legi. Sper că v-am făcut curioși, sper că v-a plăcut clipul de astăzi, iar dacă aveți idei despre ce autor ar trebui să mă aduc în atenția voastră, vă rog, lăsați-mi în comentarii. Asta fi spuse, noi ne revedem și